conferințe de presă organizate zilele trecute la sediul PSD Călăraș, senatoarea Roxana Pațurcă a declarat că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Viorica Dăncilă nu are nicio șansă să treacă. Alături de parlamentarii PSD a fost prezentă și Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației, care a vorbit despre moțiune și posibilă sa plecare din partid. Președinte Iacomi vă transmite salutul și gândurile bune. Va participa la celelalte conferințe. Acum este chemat la guvern. Probabil va discuta o parte din problemele care ne confruntăm în județul Călăraș. Pentru, înainte de a intra în ordinea de zi, aș vrea să vă prezint și invitații de onoare și încep cu doamna ministru Ecaterina Andronescu, colegă de Senat României și mulțumesc pe această cale că a reușit să participe astăzi alături de noi. Da. Pentru ordinea de zi de astăzi am stabilit câteva puncte, dar bineînțeles că la final putem să avem și întrebări și răspunsuri. Primul punct pe care l-am gândit este participarea alături de doamna ministru Ecaterina Andronescu la festivitatea prelejuită cu ocazia aniversării a 135 de ani de la înființarea Colegiului Barbul Știrbei Călăraș și bineînțeles a 100 de ani de la acordarea dreptului gimnazului de a organiza și cursuri liceale de ciclu superior. Mă bucur că ați reușit să participați. Invitația a fost lansată de doamna director, doamna director Amsa. O să-i urăm și noi la mulți ani pe această cale. La punctul numărul 2 vom avea câteva discuții legate de moțiunea de cenzură, pentru că știți că au fost foarte multe probleme pe care ar fi bine să le discutăm și noi la nivel de Călăraș, să știți și poziția parlamentarilor de la PSD din Călăraș și bineînțeles cam ce se intenționează prin această moțiune de cenzură, de strânsură, cum o numesc ei. Legat de punctul numărul 3, ne aflăm la final de campanie, începe o campanie electorală. Domnul secretar, cu siguranță, va vrea să vă transmită o parte din zona de organizare, dar și de analiză și, bineînțeles, proiecte pe care o avem pentru acest început de campanie electorală prezidențială. Permiteți-mi, pentru că doamna ministru este prezentă aici, să începem cu domnia sa, să ne transmită câteva impresii pe care le-a avut la Colegiul Barbu Știrbe și îi mulțumim încă o dată că a fost prezentă. Dați-mi voie să vă salut și eu cu drag și cu prețuire, să vă mulțumesc și eu că ați venit astăzi aici la această întâlnire și să-i mulțumesc și doamnei senator că m-a invitat la conferința de presă. Eu am venit aici pentru sărbătoarea Colegiului Național Barbu Știrbei. Este fără îndoială un liceu dintre cele mai bune licee pe care le are țara aceasta și din punctul meu de vedere încerc de fiecare dată prin răspunsul meu la orice, la oricare din solicitările acestor școli să fiu prezentă acolo în semn de respect pentru modul în care ei înțeleg să-și exercite profesiunea. Și sigur că acest liceu are câteva puncte care sunt comune cu ale universității unde sunt profesor Politehnica din București. În primul rând, Barbu Știrbei a fost cel care a stabilit primul document de restructurare, un decret domnesc, primul document de restructurare a școlii de ingineri botanici, unde Politehnica își are sorgintea. Și sigur, în al doilea rând, Petrache Poenar, inventatorul condeiului Portăreț, a fost o bună bucată de vreme și în domnia lui Barbu Știrbei, efor al școalelor. Și în această calitate a fost, să spunem așa, cel care s-a străduit să ridice nația prin școală, cum spunea Nicolae Iorga. Și a înființat circa 119 școli în toată țara românească, cum era pe acea vreme. Școala de aici, mă bucur că poartă acest nume, Știrbei, Barbu Știrbei este și temelorul orașului Călăraș și sigur, cred că toți cetățenii din orașul Călăraș sunt mândri de cel care a semnat pentru înființarea orașului și nu în ultimul rând de acest Colegiu Național de excepție, aș spune, prin performanță. M-a impresionat participarea extrem de numeroasă. Sala de sport a liceului avea 600 de scaune care erau absolut pline, de la copiii de grădiniță, pentru că acest colegiu are și grădiniță, până la absolvenții acestui liceu, care au făcut performanță profesională în carierele lor. Știu, mă gândesc la actorul Dinculescu sau mă gândesc la mulți ziariști pe care i-am văzut în sală, prefectul care e absolvent al acestui liceu și sigur foarte mulți din cetățenii care au adus beneficii prin munca lor aici sau în oricare parte a României sunt absolvenți al acestui liceu și cred că se cuvine să respectăm și pe profesorii de astăzi pentru că adaugă valoare
școlii de ieri, să spunem așa. Eu provin dintr-un profesor la universitate, iar a început anul acesta, de-al 201-lea an al existenței sale și își trage originea de la școala de ingineri hotarnici a lui Gheorghe Lazar. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să ai tradiție, ce înseamnă ca generații de profesori și elevi sau studenți să adauge valoare școlii pe ale căror bănci stau vremelnic. Acesta a fost, să spunem, principalul meu obiectiv, dar sigur că m-am bucurat că sunt membru de partid și vin de fiecare dată, vin de multe ori la organizația din Călăraș. Într-o vreme chiar am avut, să spunem, responsabilitatea transmisă de unul dintre președinții noștri să găsim cel mai bun președinte pentru organizația județului Călăraș, un județ care, cred eu, prin esență, n-are cum să nu fie un județ social-democrat, pentru că e un județ care are multe probleme, un județ în care sunt mulți oameni care au nevoie de sprijinul guvernărilor, oricare ar fi ele, și așa se explică și voturile importante pe care le-am obținut la fiecare campanie, la fiecare alegeri la care, sigur, Partidul Social-Democrat a participat. Poți să mă refer puțin și la moțiune? Imediat. Vom intra și în punctul numărul 2 și așa cum mi-a semnalat și dumneavoastră că la ora 11.40 a apărut pe Știri pe Surse un articol care încerca să inducă ideea că doamna ministru Andronescu ar pleca către Pro-România și cu siguranță aici aveți voia să auziți și câteva răspunsuri și mă bucur că domnia asta este prezentă alături de noi și o să ne lămurească pe toți că întotdeauna opoziția a încercat să amestece vorbele și să găsească câte un înțeles așa cum le-a convenit. Și 2-3 minute vreau să discut despre această moțiune. Cu siguranță am nevoie de sprijinul dumneavoastră și a domnului deputat. Poate omit o parte din ceea ce vreau să vă transmit și să mă completați. Așa cum știți, am văzut și săptămâna aceasta că după mai bine de o lună tot au existat discuții legate de strângerea semnăturilor, a opozițiilor pentru a merge cu această moțiune de cenzură și, bineînțeles, sau de strânsură, cum spunem și noi, pentru a mobiliza opoziția și a dărâma guvernul. Au strâns aceste semnături, știm cu toții, însă știm de fiecare dată când au existat aceste moțiuni de cenzură puse de către opoziție, ei nu au reușit să strângă nici măcar numărul de voturi a celor care au semnat respectivele moțiuni. Legat de textul moțiunii de cenzură, ca și vicelider și alături de colegii mei, eu am participat atât la citirea acestei moțiuni, iar cei care au făcut politică până acum și sunt oameni cu greutate, cu toți au spus că este un text slab și neargumentat, care nu cuprinde cifre concrete, ci e doar un mesaj politic, un mesaj care nu duce decât să critique guvernul și mai ales ceea ce vrem noi să întreprindem prin programul de guvernare. Un text fără substanță. De asemenea, interesul lor a putut fi vizualizat și pentru faptul că atunci când s-a citit această moțiune, în ziua de joi, din total parlamentar, din 465 de parlamentari, nu au creat această mobilizare și au avut doar 128 de parlamentari prezenți. Știm cu toții că noi, în momentul de față, am fost mandatați, noi, Partidul Social Democrat, să guvernăm. Ni s-a dat această garanție în 2016, am urmat un program de guvernare și în cadrul acestui program de guvernare am încercat, bineînțeles, să ajutăm fiecare categorie profesională, astfel încât fiecare să aibă un trai decent, un trai demn, normal, pe care ar trebui să-l aibă fiecare cetățean. Probabil că aceste supărări, acestea au creat supărări față de opoziție și, bineînțeles, anumite frustrări, astfel încât, fără a avea un program de guvernare, fără a avea o proiecție, fără a avea un proiect real prin care ar putea să susțină o parte din măsurile pe care noi le-am întreprins, își doresc cu tot din adins o să ajungă la guvernare, dar acest din adins am încercat să-l înțeleg și eu în calitate de senator și colegii mei parlamentari, pentru că noi ne-am dorit, dacă își doresc cu adevărat să-i ajutăm, ne-am dorit ca sâmbătă, așa cum au spus și ei, sâmbătă este o zi lucrătoare și este o zi lucrătoare pentru toți parlamentarii, chiar dacă suntem în circumscripțiile pe care le reprezentăm. Deci sâmbătă este o zi lucrătoare pentru parlamentari și totodată, deși PNL-ul a avut un proiect de lege prin care și-a dorit ca sâmbătă să fie zi lucrătoare, atunci când a fost vorba de moțiune, au spus nu se poate. Este clar că nu reușesc să-și mobilizeze
membrii de partid, sunt 5 partide, 5 formațiuni, fiecare cu un lider cu altă gândire, e clar că nu se poate așeza la o masă și atunci când vorbim de mobilizare ne-au dovedit-o că nu este chiar așa cum se spune. Ce mi-aș dori eu să ating în această conferință de presă, pentru că până la urmă și noi reprezentăm județul Călăraș și noi avem discuții cu primarii din județul Călăraș care își doresc continuarea proiectelor și sunt conștienți că acestea nu se pot realiza decât sub guvernarea PSD, pentru că au fost proiecte care s-au adresat directilor, iar plățile sunt în continuitate, iar prin programul FNDI avem, FDI, avem un supliment, ca să spunem așa, să-i ajutăm pe cei care nu au reușit prin PNDR să acopere toate necesitățile unei comunități. Toate lucrurile acestea e clar că îi deranjează și aruncă în mass media, aruncă tot felul de informații care nu sunt adevărate și de critici la care cred că și noi ar trebui parlamentare călărășeni să răspundem. Din toate declarațiile de presă pe care le-a făcut opoziția sau liderii opoziției, s-a constatat că toți nu își doresc decât oprirea și oprirea majorărilor pentru, atât pentru pensii, pentru salarii, iar proiectul pe care ne-l prezintă ei ca atunci când vor fi la guvernare este acela de demiteri. Deci în momentul de față este clar că nu ne asigură un buget, o continuitate, iar acel buget despre care ei vorbesc nu presupun decât tăieri, diminuări și demiteri. Și aș vrea să detaliez câteva din aceste aspecte. Pentru că noi înțelegem de fapt că ei au o problemă personală și cu pensionarii, înțeleg că ei nu-i votează pentru că au înțelepciunea necesară să înțeleagă ceea ce se întâmplă în țara noastră. Dar în afară de aceste pensii și de aceste salarii, mai nou auzim acuzații și cel puțin își asumă că vor exista și demiteri atât în sistemul bugetar. Demiteri, ce, așa cum le justifică ei, ar fi faptul că nu merită aceste bonusuri care se acordă, că acești demnitari, acești funcționari publici nu ar trebui să aibă această demnitate ca să beneficieze de un salariu decent și, bineînțeles, să nu existe vouchere, să nu existe bonusuri, să nu existe nimic. Legat de ceea ce își asumă Partidul Social Democrat este faptul că noi nu numai că am realizat ceea ce am promis și am creat aceste legi care să permită aceste majorări de salarii, dar și de pensii, totodată a venit cu o proiecție prin care ne-am dorit ca aceste lucruri să aibă continuitate, să se întâmple și de la 1 septembrie din 2020 și de la 1 septembrie din 2021, dacă vorbim de zona de pensii, sau din ianuarie 2020 și 2021, dacă vorbim de zona de salarii și pensii. Ce vreau să vă reamintesc? Faptul că noi mergem în continuare cu acest pact național prin care ne dorim ca fiecare formațiune politică, inclusiv cea opoziție, să se alăture, să ne acorde această garanție că vom acorda aceste pensii, salarii și, bineînțeles, vom ajuta fiecare clasă profesională în continuare. Este clar că ne critică, este clar că nu-și doresc acest lucru, dar noi vom continua să luptăm pentru fiecare român și nu ne vom lăsa, pentru că dacă, din punctul nostru de vedere, și încerc să concluzionez ca să nu vă rețin foarte mult, eu sunt convinsă personal că această moțiune de cenzură nu are sorți de izbântă. Eu am discutat personal alături de domnul președinte cu parlamentarii călărășeni, suntem 4 parlamentari călărășeni care plecăm către București, bineînțeles cu aceeași poziție, faptul că noi nu vom susține această moțiune. De asemenea, și acesta este mandatul pe care îl va acorda PSD Călăraș. Din discuțiile pe care le am și cu alți colegi care fac parte din opoziție, eu știu că ei nu vor fi prezenți în marea majoritate, cu siguranță o să vedeți și dumneavoastră că nu va trece această moțiune, o să vedeți că ei nu își doresc de fapt să întârzie, decât să întârzie și să creeze această campanie politică murdară și să prin acuzații nefondate, ca dovadă că ei nu și-au dorit nici luni, nici marți, nici miercuri să susțină această moțiune, au amânat-o pe joi, să vedem dacă joi vor reuși, că până la urmă interesul este lor să-și mobilizeze membrii de partid pentru a fi prezenți și a trece această moțiune. Eu nu am garanția că se va întâmpla nici joi, dar vor fi acolo, vom vedea și vreau să transmit pe această cale celor din opoziție și inclusiv celor de la Călăraș, că dacă va pleca Viorica Dăncilă, va pleca din guvern pe data de 24, atunci când va fi președintele României și va lupta pentru fiecare român. Doamna ministru, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Permanent mă gândesc așa, cineva care vrea să acceadă la putere, trebuie să știe ce face cu puterea, după ce o obține. Care este planul pe care îl are?
ce vrea să facă pentru fiecare din domeniile vieții politice și sociale. De aceea privesc de fiecare dată și am aderat la programul acesta al PSD-ului, care era extrem de generos pentru fiecare domeniu în parte. În momentul în care am citit moțiunea, chiar vă mărturisesc că am fost curioasă să văd ce consistență are. Pentru că opoziția are nevoie să convingă și pe o parte din cei care se află la putere ca să-și poată trece moțiunea. Ca urmare, ca să poți să-i convingi și pe alții, trebuie să produci un document care să fie un fel de document program. La asta m-aș fi așteptat eu să fie moțiunea. Critici ce face actuala putere, dar în același timp spui că tu vei face ce vei face. N-am găsit, din păcate. Am constatat că opoziția, că moțiunea este extrem de superficială și îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile acestea. În general, îmi măsor destul de atent cuvintele pe care le spun, dar este lipsită de consistență. Și acest lucru mă face pe mine, dascălul din mine, nu neapărat politicianul, să mă gândesc cu îngrijorare că dacă vor veni la putere, nu știm ce vor face. Și lucrul acesta mi se pare cel care ridică foarte multe semne de întrebare. Din experiența mea parlamentară, și sigur dumneavoastră puteți să verificați, pentru că acum de când există online, toate datele se află online și puteți să verificați, de fiecare dată, cu foarte mici excepții, cred că două excepții sau trei, numărul de voturi a fost mai mic decât numărul de semnături de pe moțiune. Ca urmare, au strâns 237 de semnături, au nevoie de 233 de voturi. Diferența este atât de mică încât acest lucru mă face să afirm cu convingere că această moțiune nu va trece. Din păcate, vedeți, trăim o perioadă și asta este modul în care a trebuit să guverneze PSD-ul din 2016 încoace, o perioadă de mare încrâncenare. Practic nu mai avem capacitatea că, indiferent de orientările noastre politice, să ne așezăm la aceeași masă și să spunem paharul acesta trebuie proiectat așa și trebuie făcut așa, că poate așa ar fi fost mai multe autostrăzi și așa mai departe. De fiecare dată când cineva încearcă să facă ceva, cei din opoziție încearcă să găsească pârghiile să nu se întâmple acel lucru, deși acel lucru, fără îndoială, ar fi un lucru bun pentru țară. Și această perioadă se petrece într-o perioadă în care și situația internațională este destul de încrâncenată. Nu, Anglia iese din Europa, nu fără consecințe asupra Europei, sigur, și asupra Marii Britanii, dar sunt sigură că și asupra Uniunii Europene, pentru că venea cu o contribuție importantă la bugetul Uniunii, acea contribuție dispare, ca urmare, fie cresc contribuțiile celorlalte state, fie ce revine fiecărui stat de acolo reprezintă o felie mai mică. Deci o problemă pe care liderii Europei trebuie să găsească și sigur că și liderii fiecărei țări trebuie să vină cu contribuții în deciziile acestea. Sunt convinsă că va exista un răspuns la această moțiune, joi când ea va fi în dezbatere în Parlament, și răspunsurile vor veni, după părerea mea, trebuie să fie și sunt sigură că așa o să fie mai consistente decât a fost această moțiune, un șir de declarații, un șir de acuzații, dar fără ca ele să fie într-un fel argumentate. Ori ce s-ar întâmpla, mi-aș dori ca societatea românească să nu mai fie atât de încrâncenată, pentru că încrâncenarea aceasta nu ne lasă întreg potențialul în a face lucruri pentru țară. Și cred că aici suntem. Și pentru că doamna senator m-a provocat într-un fel, astăzi, într-adevăr, pe drum, venind încoace, deci nu plec din PSD, am plecat din București spre Călăraș. Pe drum a fost un interviu la RFI și între întrebări a fost dacă plec din PSD. Eu am intrat în PSD în 1996 și n-am avut niciodată gânduri de centrifuge, să spunem. Și când am intrat, cu convingerea că lângă niște oameni profesioniști pot să fac și eu mai mult cu ceea ce știu și cu potențialul pe care îl am.
Am spus că, deși știu că în politică niciodată nu e bine să spui niciodată, totuși, din punctul meu de vedere, ce avem noi acum ca obligație membrii de partid este să încercăm să readucem partidul acolo unde el a fost. A obținut în 2016 46% din voturile cetățenilor. Și sigur, n-am cum să nu mă întreb aproape în fiecare zi unde am greșit și cine a greșit și cum putem să îndreptăm greșelile în așa fel încât să redevenim acolo unde am fost. Și asta spuneam și la interviu, că din punctul meu de vedere, în discuțiile noastre din interior, trebuie să facem aceste analize și să găsim soluțiile de a recâștiga populația care ne-a votat, pentru că fără suportul public este foarte greu să guvernezi, mai ales atunci când opoziția, vedeți, PSD-ul s-a născut ca un partid de guvernare și în general n-a știut să facă opoziție, să se manifeste agresiv atunci când a fost în opoziție. Dar cei care astăzi formează opoziția, probabil că și statutul acesta de opoziție i-a învățat să fie foarte agresiv și de multe ori, de cele mai multe ori, în mod gratis. Deci, răspunsul meu concret este, doamnă, nu scăpați de mine așa, de aceste probleme. Da, mulțumim, domnule ministru, pentru răspuns. Oricum, noi cunoșteam acest răspuns, mă refer la noi colegii de partid și nu ne-am înduit nicio secundă. Mă bucur că totuși la Călăraș s-a dat acest răspuns, că doamna ministru Andronescu nu intenționează și n-a intenționat niciodată să părăsească până la urmă echipa din care face parte. Dacă este vorbim de greșelile, doamna ministru, sunt convinsă că cu toți am greșit în Partidul Social Democrat, pentru că am stat de fiecare dată să muncim, să creăm soluții pentru tot ce însemna punerea în aplicare a măsurilor din planul de guvernare și poate că n-am ieșit de ajuns să comunicăm și să transmitem alegătorilor ceea ce facem pentru ei. Au profitat cei din opoziție și au ieșit doar să ne critique și poate că... Iar dacă i-am supărat pe oameni, trebuie să ne reparăm și noi greșelile. Asta îmi spune. De aceea ne vom întâlni cât mai des, vom comunica cu alegătorii și mai ales vom explica de fiecare dată atunci când există astfel de afirmații care până la urmă sunt nefondate, să le lămurim și să înțeleagă fiecare că nu poate fi decât o rea voință și, bineînțeles, să încearcă pe orice cale să ne strice, să spunem așa, o parte din ceea ce s-a construit până acum. Într-adevăr, este momentul să strângem rândurile, iar Partidul Social Democrat întotdeauna a dovedit că are oameni de echipă și au știut să se regrupeze și mai ales să meargă înainte cu aceeași putere și cu aceeași convingere. Mi-aș dori, într-adevăr, să existe această comunitate și mai ales și Klaus Iohannis să înțeleagă odată pentru totdeauna că există o Constituție a României și, deși a încălcat două articole din Constituția României, vorba de articolul 1 și articolul 147 din Constituție, prin care decizia CCR de a numi imediat miniștri interimari nu-și dorește decât împiedicarea bunei funcționări a acestei guvernări. Și nu este bine că până la urmă, atât la nivel național, dar și teritorial, cu toții suferim, pentru că nu putem vorbi de o rectificare bugetară, nu putem vorbi de demararea proiectului pe care noi le intenționăm. Și din ce am înțeles în dimineața asta, că am vorbit cu doamna Sorina Pintea, un examen de rezidențiat care am înțeles că tot cu ministerul s-ar organiza și acesta, cred că ne putem să metodologie care se semnează de cei doi miniștri, de la Educație și de la Sănătate. Ori noi la două ministere esențiale, Educația și Internele, nu avem miniștri. Cum? Uitați-vă ce s-a întâmplat la Călărașii, la Dâmbovița și ce auzim în fiecare zi, ce vedem în fiecare zi pe ecrane. Nu se poate să nu ai un ministru de interne care să poată să ia niște decizii și să-și organizeze armata pe care o are în spate. Ghilimelele de rigoare la armata, fără îndoială. Evenimentul care va avea loc luni, pe 7 octombrie, începând cu ora 10, este vorba de o conferință ce se numește Întreprinzătorul cea mai mare avere a națiunilor. Este o conferință creată la inițiativa Consiliului Local al Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii, dar bineînțeles la care s-au adunat și parteneri și mă bucur că cei din Consiliul Județean vor fi parteneri, va fi și cu patronajul cabinetului meu, senatorul Oksana Natalia Pațurcă.
Mă bucur că există aceste întâlniri pentru că, într-adevăr, noi, cei din Călăraș, știm foarte bine că ne-am dorit de fiecare dată o dezvoltare economică și pentru asta am avut nevoie de antreprenori și de atragere de fonduri. Probabil fiecare dintre noi am spus în dreptul lui cam ce am făcut sau ce ne dorim să facem. Dar e clar că discuțiile trebuie să continue, pentru că, așa cum a zis și Same, poate că există piedici sau neînțelegeri sau necomunicare, așa cum ar trebui să existe, între autoritățile locale, parlamentare călărășeni, dar și cei care vin să își doresc să vină să investească în județul Călăraș. Într-adevăr, eu, când m-am alăturat acestui proiect, am plecat de la ultimul top a celor de la Forbes România. Este vorba de Top Best Cities 2019, în care Călărașul figurează pe locul 17 ca un județ cu potențial de dezvoltare. Nu vreau să reamintesc atât poziția geografică pe care o avem aproape de autostradă, de Constanța, că suntem oraș portuar, că avem peste 80% acoperiți în zona de agricultură, potențialul agricol, unde și noi, Călărașul, am adus un aport consistent pentru tot ce înseamnă agricultură la nivel național, dar și european. Au fost ani de zile în care noi am fost numiți Grânarul Europei, ne-am dorit să fim numiți și Brutarul Europei, nu doar să exportăm, ci să și producem o parte din materiile prime. Tocmai de aceea am considerat oportun să ne adunăm din nou la o masă și spun vis-a-vis de implicarea mea, pentru că eu fac parte și din Consiliul Național în Departamentul de Întreprinderi Mici și Mijlocii, unde sunt coordonator al județului Călăraș. Bineînțeles că tot pe această filieră mi-am dorit ca la această masă să participe atât foști miniștri ai opoziției, poate au ceva să ne aducă concret, să ne spună concret, dar și actual miniștri. Așteptăm luni vizita domnului ministru Radu Oprea, dar și vizita doamnei ministru Roxana Mânzatu. Luni, începând cu ora 10, am înțeles că pe ateliere se va desfășura, vor exista și speaker, vor exista și antreprenori prezenți, vor exista și cei din Consiliul Județean care probabil vor să ne spună cu ce ar putea să ne sprijine la nivel local și vreau să ne arate și deschiderea pe care o au în județul Călăraș și pe această care eu vreau să felicit Consiliul Județean că se implică și că are deschidere. Dar vom vedea și în urma conferinței dacă aceste discuții vor avea și o finalitate, că nu mi-aș dori să rămână doar la nivelul de discuții. Discuțiile, bineînțeles, vom merge, sau ideea principală pe care mi-o doresc, cum putem să ajutăm antreprenoriatul călărășean. Și pe această temă vom puncta. Cam atât am avut de spus aici, probabil că săptămâna următoare, vineri, tot la ora 12, ne reîntâlnim în această formulă și o să ne întrebați ce am făcut la această conferință pentru cei care nu au fost prezenți. Și acum sunt convinsă că dumneavoastră aveți multe întrebări să ne puneți și să rog. Vreau să vă întreb, cum o să ajutați pe tine sau pe antreprenori în general? Consiliul local al primăriei. Trebuie să repeți că autoși și nu au de prima parte întrebări, te rog. Cum îi veți ajuta pe antreprenori în condițiile în care la primărie licitațiile sunt câștigate de fiecare dată de același firmă? Cum veți face? Adică, până la urmă, noi avem un cod fiscal. Bun, rău, avem. Îți răspund imediat. Tocmai de aceea ne-am dorit aceste întâlniri să aibă loc și cu cei din administrația locală. Eu nu știu dacă la această conferință va participa și primarul municipiului Călăraș sau nu. Mă bucur totuși că de la Consiliul Județean... Ce să vă spun? Nu vreau să discut eu activitatea domnului primar. Cu siguranță o să vină și momentul în care voi discuta în conferință de presă activitatea. Să ne întâlnim, am mai făcut de nemărat. Da, ascultă-mă și pe mine. Noi trebuie să plecăm de acolo, chiar de la puțin mai mâncați, dar nu rezolvăm... Deci noi de câte ori ne-am întâlnit, am plecat până la urmă și cu o proiecție și cu un proiect. Deci dacă nu erau discuțiile și întâlnirile de genul acesta, poate acum nu vorbeam de portul turistei, poate acum nu cunoșteam adevăratele probleme pe care le întâmplă Călărașul, dar și proiectele din Călăraș sau unde anume se împiedică. Deci eu consider că aceste discuții sunt constructive. Și aș vrea să vă spun faptul că... Lasă-mă să termin. Te rog. Promit că în două minute... Și nu s-a finalizat una bucată de investiții. Promit că voi termina în două minute. Pentru în ultima întrebare legată de Consiliul Județean, eu cred că există un președinte de Consiliul Județean, există un primar, căruia trebuie să-i adresez aceste întrebări. Eu, ca și senator, pot spune că fac parte din Parlamentul României, încerc de fiecare dată, prin tot ce înseamnă măsuri legislative, să vin cu un ajutor către antreprenoriat. Bineînțeles că pot să mă refer și la județul Călăraș, la faptul că aceste start-up-uri pe care noi le-am lansat, tot cu Radu Oprea, și unde și o parte din Călăraș, o să ne putem,
bineînțeles, în cadrul întâlnirilor, cine sunt acei beneficiari din Călăraș și unde sunt cu proiectele în momentul de față. Deci aceste discuții au o continuitate. Eu pot să răspund în dreptul meu ca și parlamentar. Normal că îmi doresc să existe deschidere și la nivel local. Normal că îmi doresc să existe facilități fiscale la nivel local care să vină în sprijinul antreprenoriatului. Dar pentru aceste întrebări, ei vor trebui să vă răspundă. Din punctul meu de vedere, dacă îmi permiteți, antreprenoriat înseamnă și o dezvoltare în mediul privat al unei idei, da? Noi avem o facultate care se numește antreprenoriat, ingineria și managementul afacerilor. Călărașul are un potențial agricol extraordinar. Deci cumpărăm noi aluat înghețat din Germania ca să facem chifle și alte produse de panificație? De ce nu ne axăm noi pe acest produs extraordinar al agriculturii? De ce cumpărăm noi flori din Olanda când pământul nostru e atât de rodnic? Ideea este că e clar că trebuie să avem cât mai des aceste întâlniri. E clar că sunt foarte multe întrebări. E clar că, până la urmă, aceste întâlniri pot fi benefice și cu dumneavoastră și cu cei care reprezintă antreprenoriatul în județul Călăraș, pentru că probabil că există foarte multe întrebări, dar și răspunsuri.